25 august 2023 are loc începând cu ora 9 și desfășurare în sala mare a Căminului Cultural Urban Satul Urban, strada Luz, numărul 198, comuna Urban, județul Bacău, ședința extraordinară a Consiliului Local Urban, unde vor fi supuse analize și dezbateri materiale înscrise în proiectul ordine de zi aferent, cu participarea unui număr de 12 consilieri locali din cadrul Consiliului Local Urban. Absent motivat, pare Gheorghe și Pantu Viorghe. Domnul Pare Adăugă. Deci doar domnul Pantu Viorghe, domnul Pantu Viorghe, nu știu ce. Domnul Pare. Da. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele ședinței care dă citire proiectul ordine de zi. Adun la proiectul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2023. Al doilea, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator domnul primar Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz Grid S.A. Târgu Mureș. Da. Avem o problemă. Nu avem alta aici, care e inițialul procesul. În temeiul dispoziției articolul 133 și următoarele din codul administrativ, ordonanța nr. 57/2019, au fost convocați astăzi 7/9/2023 ora 9 pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a Căminului Cultural Urban, din sala Urban, strada Luz, numărul 178, comuna Urban, Județul Bacău, unde va fi supus analize și dezbatere următorul proiect al ordinii de zi. 1. Raport de informare privind situația cu școlilor din comuna Urbien, județul Bacău, la această doamnă școlară prezintă doamna director Bulbolea Petrușor Nicoleta. 2. Aprobarea procesului de urmă ședinței extraordinare din 25.08.2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-economice a investiției extindere rețea și raport gaze naturale presiune redusă în satul Urbeni, strada Răzeșilor și în satul Scurta, strada principală, strada Crângului și strada Biserica Albă, comuna Urbeni, județul Bacău, inițiator primar Bogdan Costache. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale comuna Urbeni pentru ședința adunării generale a ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 29.09.2023, inițiator Popa Costache, primarul Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale comuna Urbeni pentru ședința adunării generale extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 29.09.2023, inițiator domnul primar Popa Costache. Iar 7. Diverse. Dacă sunt discuții asupra proiectului ordine de zi. Am întrebat dacă sunt discuții asupra proiectului ordine de zi. Apoi și domnul Pantu, să considerați că prezentă. Fără dânsul nu puteam întregi echipă. S-a pus în cap, dar ai întregat la școală, știți? Votul dânsului chiar contează. Dacă mai vorbește, mi-a întrebat. Nu pot decât trei sancțiuni să fie. Una, două, e legea, urmează de zi. Mă abțin. Mulțumesc pentru înțelegere. Dar avem discuția asupra proiectului ordinii de zi? Supun votului cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri. O rugăm pe doamna director Bulbolea Petrușor Nicoleta să ne prezinte raportul de informare privind proiectul ordinii de zi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna școlară, domnule președinte, domnule președinte, din toate școlile va fi de 416 elevi de acest moment. În scădere, mă mai tras un semnal de alarmă și anterior, cam în fiecare an școlar numărul elevilor scade cu 15-20 de copii. Anul trecut am avut 431, anul acesta 416. Toate școlile au
au fost igienizate, s-au făcut, s-au vorbit, s-au făcut curățenie, inclusiv deratizarea, dezinsecția, da, DDD-urile acelea s-au realizat. Au fost achiziționate lemne. La școala Scurta 3 s-au adus deja două mașini, au fost aduse deja două mașini mici, că știți foarte bine, acolo nu se poate intra cu o mașină mare. S-au adus două mașini mici de lemne, urmează să se mai aducă. La Scurta 1 au fost aduse două mașini mari de lemne, la Urbeni aici o mașină mare și urmează să mai vină două mașini mici de lemne la școala aceea de pe Val, unde ne-am mutat, acum putem să spunem că totul este în desfășurare. Dacă tot vorbesc despre școala nouă cu ghilimele de rigoare, datorită faptului că școala Urbeni a intrat în reabilitare, copiii au fost relocați. Gimnaziu pe școala veche, nu școala veche, patru săli de clasă au fost reabilitate, reamenajate. Două clase de învățământul primar, clasa pregătitoare și a treia, vor învăța la grădinița Orben, numărul 1 Orben, iar trei clase de învățământ primar să găsi soluția să învețe la grădinița cea nouă de la Scurta, grădinița cu program normal numărul 1 Scurta. Am încercat în felul acesta să evităm învățământul după amiază. Trebuia să mutăm toți copiii, adică am încercat să mutăm doar ce înseamnă Orbeni, fără să deranjăm Scurta 1 și Scurta 3. Învățământul gimnazial era o problemă din toate punctele de vedere și costuri financiare cu încălzitul, dar mai ales faptul că majoritatea colegilor de gimnaziu sunt navetiști, știți foarte bine că pe raza Comunei Orbeni este un singur microbus care desemnează plecatul spre Bacău și acela este la o oră unde nu puteam să ne desfășurăm activitatea nici într-un fel. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, am prezentat așa în mare toată această situație a școlilor în începutul anului școlar. Da, am fost spus, aș putea să spun că anul școlar vă sângeam în condiții normale. Analizele de sigete, nu la bune de analizele de apă la DSP trebuie să le faceți dumneavoastră ca și Consiliul Local și Primăria, nu eu, ca unitate școlară. Dar ele sunt transmise, că există monitorizarea care se face și transmite în perimetric. Azi au venit și postele ecologice pentru școala numărul 2 Urbeni. Urmează să le montăm astăzi. Și în rest, cred că totul e pregătit. Șoferul de autobuz, mai există. E concurs și la școală, dar o să asigurăm ca cele două microbuze să fie funcționale, și Orbeni și Scurta. Permiteți-mi să trag un semnal de alarmă în ceea ce privește microbuzul de pe Scurta, microbuzul școlii, care este în serviciu momentan și va veni luni, va fi acceptat, va fi pe traseu. Este într-o stare de funcționare din ce în ce mai precară. Adică ajungem să dăm la serviciu bani care, trăgând linie, nu cred că valorează cât microbuzul școlar. Cred că ar trebui să luați un pic în considerare, poate pe viitor, să găsiți o soluție la nivel de Consiliul Local, pentru că nu știu cât vom putea să mai susținem această întreținere a microbuzului școlar. Dacă nu vă spuneți, încet pică toate. Deci, adică e mult mai des prezent în serviciu. Noi suntem acum... Și este uzat moral, clar. Noi suntem într-un program în care ne-am scris și noi cu Consiliul Județean pentru achiziția de microbuze electrice. Sperăm ca programul să funcționeze și să vedem rezultatul. O să încercăm, așa cum putem, să reparăm, ca să zic, să facem intervenții pe el atât cât putem, ca el să fie funcțional și să desernească. Prin anul școlar trecut a fost duși cu platforma de aici, la serviciu. Am avut o problemă mai... Deci, și sunt costuri. Da, s-au reparat. Nu, linii mari merge, dar apar tot ce a sesizat șoferii care au fost, s-au reparat. Am încercat să reparăm, dar sunteți șoferi majoritatea dintre dumneavoastră, dacă nu toți, și știți foarte bine, la mașină percepeți mult mai bine decât mine, că în momentul în care ajungi să introduci, să plătești niște costuri mai mult decât valoarea mașinii, nu e ok, nu e rentabil. Părerea mea, dacă îmi permiteți. Bine, greșeu.
Hai să nu-i zic cuvântul urât și lipsa de interes a celor care au condus mașinile să atragă atenția la timp pentru anumite defecțiuni care au apărut. Au fost lăsate, locurile au luat o altă dimensiune și s-a mai întâmplat. Ultima intervenție a costat în jur de 50-60 de milioane, nici mai știu că la service. S-au dus și l-au urcat pe rampă, deja erau toate, vai de mama lor. Dar îl pune pe picioare, nu o să funcționeze. Ce nu o să mai funcționeze? Când o să spună și serviciul, stop, cadru, dacă cheltuiele deja depășesc, o să le sunt o altă formă, nu știu. Dar deocamdată o să fie funcționale toate. Programul din luni de la școală, de cum am convenit cu doamna director, o să fie nou, școala numărul 2 Orbeni. De data asta o să mutăm deschiderea unui școala, școala, să zicem, nou, chiar dacă e școala veche, temporar. La ora 10 o să fie la școala numărul 1 scurtă și la 11 școala numărul 3, ca și festivitate de deschidere. După care, de mers, o să încercăm să completăm ceea ce din fapt mai apar ca și probleme. Dar în rest, toate școlile apar, sunt funcționale în momentul de față. Dacă mai aveți noi să întrebăm. Urmează să anunțăm programul, calendarul, ceea ce înseamnă deplasarea autobuzilor în teren. Da, dar... Acum vorbim că e un pic mai delicat acum programul, ăsta mergem cu copiii și la școală. Da. Numărul 2, o parte o să aduc la trebuie, o parte o să aduc la tot acest orar în funcție de orarul claselor, pentru că încă avem mișcarea personalului didactic și, oricum, în prima săptămână suntem neorganizăm. Ultima întrebare așa, consiliul ecologic, lucrurile sanitare ecologice, ați găsit forma de golire? Sunt eu în contract. Acum să-i mântezi. Pe alea modul, pe alea modul. Să facem contract și săptămâna, nu să fie o societate. Doresc o să facem cu primăria Bălățea, cu contract, evident, și la fiecare final de săptămână, ca zic, ori e nevoie, intervine. A fost o soluție pe care desigur. Dar a fost o soluție luată. Dar nu-s chiar așa de mic. Ținii toți de sunt, nu-și vor. Până în iarnă, nu? Băi, la deal îți vreau în jur de 50 de copii. Da, și bazinatul de rezervă. 200 de litri. 210 litri. Trageți 10 ore apa pe zi și atunci 2-14. E bine, de pentru că cantitățile mici de apă care sunt. Dar altă soluție care are? Corect, nu mai este o soluție. Nu primeai niciodată autorizația de la DSP sau de la altă parte folosind vecelul lui. Asta, omul care îl dă, nu se trage atoare. Asta e bun. Să găsesc soluții și le dăm. Să ne mutăm într-o, într-o școală, nu? Trebuie să făcuti anumite eforturi din astea ca să... Domnul vrea să trăia de mutarea la noua școală. Țineți mult. Să... Cheamă popa nu vrea să copiți la trăia. Eu zic să nu mai trăia de mutare. Mai trebuie sigur că... Dar ce-i poate? Nu, ia să știți că lucrările la școală s-au demarat. S-au demarat. Oamenii lucrează. Vă garantez că în maximum 10 luni, proiectare plus execuții. Doamne ajută. La toate proiectele care am avut întrebare, dar n-ați văzut de pășutea. Credeți-mă că a fost un efort extraordinar pentru noi ca școală și angajații școlii să reușim să facem toată transbordarea materialelor. Școala a rămas goală. Da. A fost foarte greu, în două luni de zile, să faci lucrul acesta. Și să golești tot ce înseamnă în anumită școlare, care ani de zile, în care ani de zile s-au adunat lucruri. Să rezolvă toate la timp și la treabă. Noi vă vreau consideri că nu mai am probleme în șase. Ascultăm de la ambele tabere. Atât administrația cât și școala ajung la o concluzie care până și-o probleme. Pe de-o parte, interesul administrației locale pentru a asigura la școală condiții de cinci mai bune, modernizare, actualizarea tuturor situațiilor privind clădirea. Pe de cealaltă parte, apun de la doamna directoare, cum că numărul copiilor este într-o scădere, eu i-aș spune dramatică, ținând cont că la cei 20 care dispar în fiecare an, asta înseamnă o clasă care dispare în fiecare an. Vedeți, cele două măsuri sunt antagonice, într-un fel. Pe de-o parte, eforturi financiare mari pentru amenajarea unui spațiu civilizat, corespunzător timpului de care a trăit. Pe de cealaltă parte, iată, mă îngrijorează faptul că, câțiva dată, o ținem așa, mi-e teamă că vom ajunge în situația vecinilor, care închid pe rând toate școlile, nici noi nu suntem departe.
Și noi am început procesul de restrângere a activităților la serie de obiective școlare, la școli, chiar la multe școlare care au dispărut. Iar dacă o ținem așa, se pare că nu e bine. Cu ceva timp în urmă, mi-amintesc că și-am luat niște măsuri privind stimularea întoarcerii în familie. L-aș întreba pe primar dacă măsurile respective au adus un beneficiu. Simte ceva? Simte că se întorc? Vin familii către sat? Se întorc? Asta e repetată și cu numărul de copii. Se pare că măsura cu intenții bune nu a dat rezultate. Vreau probabil să bănuiesc că din cei 416 copii, din cei 416 copii, 399 sunt elevii noștri, ceilalți s-au întors până la 416. Deci e ușoară creștere, dacă stai să vezi că ți-au venit din exterior. Deci au venit din exterior. Păi, înțeleg, ne spuse de azi că numărul de copii și a scăsut cu 20 de ani, vreau anul trecut în pace. Cum da, da. În acest moment, 399 de copii sunt cei ai școlii care, din plecați, terminați, absolveți și așa mai departe. Ei, până la 416, adică 17 copii sunt cei care au făcut transfer anul acesta. Din diferite, din străinătate sau comunele adiacente. Totuși, pe total, scade numărul lor cu 20. Altfel, bănuiesc numărul lor, că mai dramatic scăzut. Nu, dar gândiți-vă că a plecat o clasă, au plecat două clase de clasa 8-a, cea de la Scurta fiind de 25 de copii. Iar noi avem clase din ce, cu efective din ce în ce mai mici. E clar. Asta e cauza natalității. Nu când conflictul la administrația locală, e pe măsurile întreprinse în vederea creșterii numărului clasei, atrage pe clasei către zonele noastre. Încă nu am dat rezultate, ceea ce înseamnă că de multe ori se poate. Orice mișcare demografică sau orice lucru pe care ne-ați luați în favoarea natalității, orice politică natalistă, se vede în timp. Nu se poate vedea, n-are efecte în 2-3 ani. N-are explozii dintr-o dată. 2-3 cadre, 5 cadre, eu știu că Dumnezeu ar fi, dar sunt, se simt. Pentru noi explozia prin și un 10 bătii pe an, dar tot e. Mai explozi mă nimeni, dar deci, dar e bine să observăm această oprire, stopare a degrădirii și să ne povestesc de altfel. Avem grupe de grădință care au 20-21 de copii. Deci la grădință se înțeleg că e bine. Asta zic, deci, efectele se văd în timp. E un efect. De jos, o loc. Ah, deci de jos se pare că e mai bine decât da. Partea de sus. A fost un gol da, la mijloc. Au fost programele acelea când s-au mă rog, perioada aceea când majoritatea dintre părinții au plecat în străinătate și și-au luat și copiii. Acum încet, încet, datorită evenimentelor la nivel mondial, încep și se apropie de casă sau încearcă să vină acasă. Și se simte lucrul acesta. Încet, e adevărat, problema aceasta nu este doar a Comunei Orbei sau a școlilor de pe raza Comunei Orbei. Este o problemă la nivel național. Pe lângă faptul că se întorc cei plecați din străinătate, prin faptul că, zic eu, contează și condițiile pe care le vrem, dorința de a-i atrage, să simte și, ca și număr de copii, noi născuți în fiecare an. Dacă vă raportați la acest semnuleț, să știți că au avut efect. Nu neapărat că mulți cum fac copii datorită acelei sume modeste de 1000 de lei. Ei spun. Dar contează. Și adunat dintr-o parte, două, trei case, dintr-o parte câteva case, vedeți că vin și ușor, ușor copii să le întorc acasă. Sunt chiar familii noi care au cumpărat și sunt în continuare cerere pentru a cumpăr de să își achiziuneze casă, să revină în sat. Să revină în sat. Să revină în sat. Câteva măsuri care le-am luat deja până acum. Continuăm un set întreg de măsuri care să sprijine ideea aceasta a atrage populației către zonele de către comunale, se pare că nu fiecare gândește la... Ții că semne bune semne, care este stabilitate și ușoară creștere. Sunt semne. E bun și trebuie să continuăm. Uitați-vă dacă vedeți, am observat și la final, și sunt convins că și nu vom observa, grădinițele, grupele mici, sunt un pic mai aglomerate față de anterior. Unde erau totuși o scădere. Erau copii la gimnaziu, erau la 1-4 și grădinițele erau un pic mai puțin populate. Dar dacă ne uităm acum, se vede că grădinițele un pic mai
să simte. Și de acolo să dăm semnal că lucrurile duc. Eu știu după care de ocupare cu un procent cât de fermic, dar la an să fie, eu știu, mai creștere, să fie, eu știu, promițător. Dacă îmi permite, doamna director, dumneavoastră simțiți față de anul anteriorul creșterea actului educativ, referindu-mă la faptul comparativ cu anul anterior școlar, câți copii, spre exemplu, evaluarea noastră au reușit din cei de clasa 8-a, către Bacău, adică din comunitate către studiile viitoare, câți s-au îndreptat către formele superioare de învățământ? Da, nu. Am exact numărul lor, dar au fost 13 absolvenți care au fost admiși la liceu. Și când vorbesc de liceu, vorbesc de licee foarte bune din municipiul Bacău, Alexandrii, liceul Vrăceanu, liceul Eminescu și liceul economic au fost admiși. Și 6 copii au fost la profesional. Din total copii clasa 8-a? Ceilalți copii au cereri din partea părinților că nu doresc să-i dea mai departe în învățământul liceal. Din câți, pe tot, a fost 33 înscriși, dar la evaluarea națională nu au venit toți, pentru că știți foarte bine și mai bine decât mine, dacă stau bine să mă gândesc, școlile profesionale le permite înscrierea copiilor fără evaluarea națională. Deci, domnilor, consider concluzia mea este să găsim și soluții de a stimula calitatea actului educațional, oferim condiții materiale, dar trebuie să ne gândim la soluții să atragem copiii putând gândul și dragostea față de carte. Adică, dacă din 33 jumătate nu s-au dus către nicio formă de învățământ, în viitor ne vom întâlni cu ei pe strada noastră, fără studii. Că nu vor nimeni nici o oameni civilizată occidentală capabil să reușească în viață. Vă mulțumesc. Da, ne vom mulțumim la Consiliul Convenției. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, permiteți să mă arătați. Da? E ok? Sper aveți 10 secunde. Mergem. Mulțumesc frumos! Succes! Da. În continuare, avem proiect numărul 2, aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data 25.08.2023, pe care îl aveți la cunoștință și vă rog dacă aveți intervenții să procedați. Uitați să zice domnul Vlad, că de la școala generală care a învățat tot, trebuia să fie și o idee bună, că de la școala generală nu avem niciunul la dată. Da, examenul național. E o problemă și aici îmi primui, care are deși era la ușură. Adică noi consiliul local de investiții oferim disponibilitate, resurse, iar educațional se pare că ne fentează. Părinți sunt cei mai vinovați că nu prezintă niciun interes. Nu mai vorbesc de activitatea de la școală, dar eu consider problema e în familie. S-au discutat cu oamenii care au copii acolo. Nu interesează, domnule, nu are niciun rost să mai meargă la școală. E curentul ăsta, mă gândesc, la ce se mai învețe, că pleacă unde pleacă și câștigă rapid, așa și pește. Eu nu zic, e un triunghi, școală, familie și elevi, părinți, elevi. Sistemul ăsta este social. Nu am fost de a fi oamenii ăștia strict, ca școală, dar dacă se n-are libertate de rață, trebuie să mergi la exclus, să se oprește la loc de foarte bine. Dar are totul exclus. Că lumea e cu totul, știm cu toții care e direcția așa. A fost o perioadă când nu mai trecea să fie în social. Părerea nu mai trebuie scoară, dar acum ne întoarce de la mâine la... Păi dacă trebuie să se poate, până... Și dacă vor exista ca primărie după viitoarea reorganizare, noi nu bătrânim. Cine va veni să lucreze în primărie în locul nostru? Din sat, în comunitate să-l atrage. Deja sunteți căutari de consilier. Sunteți căutari de consilier, de colegi. Și nu găsiți. Nu la asta m-am referit. Cine va fi funcționarea primăriei noastră dacă scăpăm regionalizării să ajute comunitatea în viață? Asta ultima greșe. Nu, consilier, pe asta mă aveți oprimi și sunteți pensionat de tot. Și politici, să ați fost să fie să dea de sănătate de 30 de ani. Dar vine Dan Morată și mă atacă. Ne-ați spus cine găsiți în lista de consilier. Voi ți implicați pentru sat, pentru că... Eu mi-aș dă jos singur. Dacă aveți obiecții... Să fie
ultima grijă asta. Dacă mai fi domnul secretar din primărie, vă spune că sunt în jantă. Mulțumim. Discuția asta face să observăm. Cred că ai o problemă de rezolvat, că vezi mai bine. Dar ce dumneavoastră ne trebuie la prefectură? Deci mingea la prea. Cine care vede din urmă? Cine este pentru? Împotrivă? Pentru ce? Aprobarea este pentru a citit proiectul de zi. La proiectul numărul 3, privind la aprobarea rectificării bugetului local, inițiativul domnul primar Paul Costache, Referatul de aprobare pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT-ului de județul Bacău pentru luna septembrie 2023. În baza prevederilor din bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal și cu modificări și completări ulterioare, nota de fundamentare a comportamentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli la Băvate Orbeni va suporta următoarea rectificări. Pe partea de venituri rămâne cum sunt, deci 0 lei, dar pe partea de cheltuieli. Și din fondul de rezervă bugetară, așa cum știți dumneavoastră, a fost propusă ca și sumă estimativă repartizarea sumei de 40.000 de lei pentru reabilitarea drumurilor afectate de poile bugete din data de 30 august. Și la capitolul învățământ, în baza referatului și adresei solicitate de către școală, s-au făcut câteva corecții între aliniate și articole. Și aici ar fi vorba la încălzit, iluminat, s-a suplimentat cu 30.000 de lei, poștele de comunicații cu 06.000 de lei și la alte bunuri și servicii de 30 funcționare cu minus 30.6.000 de lei. Suma de 40.000 de lei a fost repartizată la capitolul transporturi, la drumuri și poduri, pe partea de întreținere și reparație. Și bugetul de venituri și cheltuieli al UAT-ului Orbeni pentru anul 2023 va avea următoarea formă. La partea de venituri proprii, 1.240.750 lei, de partea de trimestru 278.000 lei, trimestru 2 291.000 lei, în trimestru 3 582.75 lei și trimestru 49.000 lei. La sume de facade din taxa pe valoare adăugată, 3.999.000 lei, repartizate în trimestru 1, 1.041.000 lei, trimestru 2, 1.040.000 lei, în trimestru 3, 1.060.000 lei, trimestru 4, 90.040.000 lei. Cotele de facade din impozit, din taxa, din impozitul pe venit, total la 2.003.000 lei, tot repartizate în trimestru 1, 500.075.000 lei, în trimestru 2, 500.075.000 lei, la fel în trimestru 3 și 4. Subvenții din alte administrații, finanțate de la Juptist, 154.040.000 lei, repartizate în trimestru 54.040.000 lei și în trimestru 2, 100.000 lei, și sponsorizări 34.000 lei pe total an, repartizate în trimestru 2, 30.000 lei și în trimestru 3, 4.000 lei. Total venituri, 7.431.015.000 lei pe total an, 1.881.015 în trimestru 1, 1.961.075 în trimestru 2, 2.088.10 în trimestru 3 și 1.500.15 lei în trimestru 4. Total cheltuieli, 8.741.15 lei pe total an, repartizate în trimestru 1, 2.741.40 lei, în trimestru 2, 2.113.95 lei, în trimestru 3, 2.337.65 lei și în trimestru 4, 1.508.15 lei. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei decizii în vederea unei desfășurări activității plate pe. Deci cam asta a fost cifrurile care au făcut obiectul discuției și cu ordinea de zi. Așa cum vă spuneam și mai de ședință, în urma proiectul să vă întrebați ce s-a întâmplat și am găsit cuvință să putem folosi sumele din rezerva stabilită în bugetul inițial, o parte din ea, mai exact 40.000, cum am spus, în ideea în care încercăm să corectăm ceea ce cumva i-am stricat. S-au făcut intervenții pe care le știți, sunt în curs de desfășurare, sper săptămâna viitoare să ne apropiem și să închidem, după care să ne vedem în zona asta. Dacă sunt discuții. Dacă avem intervenția asupra proiectului ordine de zi, Thank you.
Vă rog, nu, spuneți la vot. Eu o să am o intervenție scurtă. Referitoare la articolul numărul 1 din articolul din proiect de hotărâre privind stabilirea sumei de 40.000 de lei pentru reabilitarea drumurilor, uliților, lucrărilor care s-au efectuat. Este suma propusă de domnul primar, pe care trebuie să o aprobăm, din fondul de rezervă, care, din câte mi-aduc aminte, ar fi 50.000 de lei pentru anul acesta. Deci trebuie să folosim 40.000 de lei din cei ce... E o sumă estimativă, o sumă bătută în cuie, că nu avem nici calcule precise. Puteți fi... Tocmai de aceea consider că ar fi de cuvință să avem la cunoștință de un deviz de lucrări, pentru siguranță, că este o societate comercială care efectuează lucrările respective. Eu am trecut prin anumite sectoare care s-au făcut lucrări, nu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt nici specialist, dar la ochiul liber s-au făcut niște lucrări haotic. Chiar dacă erau de urgență și trebuiau făcute într-un fel, știm cu toții că după data de 30 au mai fost ploi la 2-3 zile, care au agravat mai mult decât primii ploi, pentru că șanțurile au fost acoperite cu pământul luat de autograder de pe drum pus în șanț. S-au acoperit șanțurile, iar la ploile care au venit după 2-3 zile, au purățat drumul efectiv, că nu aveau un stăcal. Eu te-aș contrazice un pic, pentru că șanțurile, vreau să spun că erau deja acoperite și cred că faci obiectul discuției drumul din Dosorbieni. Naba ne poate confirma, în momentul în care au plouat, deci șanțurile deja de pe partea stângă, cum mergi către Dosorbieni, deja era plin. Când a intervenit autogred, fiind foarte mult mărci și foarte mult în măcirlă, indiferent cum ar fi vrut să o dea, autogredul prăștea și în stânga și în dreapta, dar tendința noastră era să ducem pe partea dreaptă, către sensul din Dosul Orbeni, ca să putem crea acces liber celor de acolo. În urmă curajului se putea și folosi drumul. Deci, deja, păi, se putea folosi drumul, nu? Și-o fost și balastat așa, mă, ca să poată circula oamenii de acolo, cum puteam să-i blocăm. S-au făcut intervenții de urgență mai pe toate străzile să se poată ieși și intra. Fie de jos, fie cu auto, fie o salvare sau Dumnezeu știe ce. După care am reluat activitățile pe anumite ulițe, din coa ce am lăsat să întărească un pic, să scurgă apele ca să poată lucra efectiv, dacă vrei să ai randament. Șanturi, să facă șanturi. Exact. Deci mai avem timp. Lucrarea nu e recepționată, nu e încheiată, nu nimic de ce. Nu se putea face dintr-o dată lucrurile cum ne-am fi dorit cu toți. N-aveai cum. Și am fost depășându-ne, ca și capacitate, vorbesc, am nevoie de un autograder ca să poată lucra și am apelat la societatea de profil și cu niște balasuri. S-o lucrat două zile cu autograderul, după care am continuat, ca să nu împovărăm cheltuielile, să le ducem într-o altă zonă, cu utilajele noastre cât am putut face și o să lucrează de zor în continuare. Așa cum utilajul pe Sporta, o să revin la Orbeni și o să intervenim în Orbeni, deja și așa ar trebui să fim mulțumiți și oamenii de pe partea dreaptă unde au fii și ce mai e acolo, că mult pământ s-a mai dus și prin Bultuci. Acum încercăm să mai corectăm ce putem și dacă se mai scurge apa și reușim săptămâna viitoare, să refacem tot șanțul pe partea stângă de la dus Orbeni, acolo cum a fost făcut, că l-am făcut de atâtea ori s-a intervenit acolo. Dar acolo, la nivelul lucrurilor privat, nu ne puteam aștepta la altceva, decât primul lucru s-a fundat așa, după aceea a trecut strada. Cred că știți mai bine ca mine, măcar cei care locuiesc acolo. Că se întărește puțin. Mulțumesc de intervenții, eu nu terminasem, dar îmi permis să continui. Din câte mi-a dat aminte, proiectul inițial și-a aprobat de Consiliul Local, din buget pe anul acesta, au fost alocați o sumă de bani considerabilă pentru drumul din Dosorbeni, pentru a se ridica efectiv pământul care a fost luat de până acum și cărat de acolo. Nu știu unde să fi fost dus, cum ați aprobat, așa știți, eu nu am aprobat bugetul local, dar a fost o sumă considerabilă aprobată de bani pentru a se căra pământul de acolo. Pământ care astăzi, eu am doar pe telefon filmări și poze, este luat pe autogredă și aruncat în șanță. Nu e adevărat. N-ar cum să fie luat din dreapta și pădată stângă niciodată. N-am postat pe Facebook, dar am să postez de seara. Dar acum, domnul Pana, ai putere de acasă astăzi dimineață. Cred că ați văzut. Nu chiar și tot șansul de dar după ce sunt cea mai mare parte. Poate eu am vrut să zic, pentru că până acum au fost alocați sume de bani pentru sectorul de drum respectiv să se care pământul de acolo și nu s-o cărat până la inundațiile de acum, s-a întâmplat și s-a întâmplat acolo.
Deși n-are fost niciun efect ce spui. Dar mă tot oricum zic că poate să... În bugetul inițial au fost aprobați bani pentru așa ceva. De la început, doamnă, asta am zis. Nu critic, acum eu doar am spus un punct de vedere și aș vrea să nu mai fiu întrerupt, pentru că nu se înțelege nimic. Domnul consilier, vă rog frumos, după ce termin intervenția mea, vă rog, vă puteți exprima orice doriți. Și nu vreau să profit de faptul că sunt președinte de ședință, dar oricum aș fi avut dreptul la discuții și din partea Consiliului de Ședință. Da, deci asta am lăsat-o în evidență. S-au aprobat bani de lucrare care ar fi putut fi fost făcută până la inundații. Nu s-a făcut. Nu este nici vina noastră decât a celor care îi conduc. Mai mult decât atât, eu am o propunere legată de articolul numărul 1 cu suma de bani, 40.000 de lei, pentru că mă gândesc că nu sunt de ajuns, iar fondul de rezervă e doar 50.000 de lei. Și ca să nu mai fim nevoiți să mai facem o rectificare a bugetului local, să suspendăm această propunere, solicitare de 40.000 de lei, până la un devid general final. Să vedem care este costul final, care, după recepție, să vedem o lucrare bine făcută. Mă refer la locurile care... Doar eu am identificat doar două locuri. Dacă mai știți și dumneavoastră alte locuri identificate, de bine. Dacă nu măcar astea două locuri, două sectoare de drum, imediat vor fi. După ce aflăm exact costul, înainte de recepție, știm și suma totală, vedem și noi, mergem și noi ca și consilier la fața locului, vedem dacă ne place lucrarea sau nu, poate că firma constructoare au tot felul de angajați care fac ce fac, e treaba lor, dar asta înseamnă că trebuie să și plătim. Plătim ăștia 50.000 de lei fonduri rezerve din bugetul local. Nu din altă parte. Și dacă depășim, deci propunerea este ca și un amendament la proiectul de hotărâre, dacă depășim suma de total 50.000 de lei fond de rezervă, care oricum trebuie să avem grijă că mai sunt încă 3 luni din anul respectiv și posibil să mai fie alte calamități și nu mai avem de unde bani, eu am identificat o sursă de bani din bugetul local, pe care dacă vreți o aduc la cunoștință, facem o prezență per tot anul la toți consilierii care s-au prezentat la comisiile de specialitate și la comisiile de ședință de și care nu au fost prezenți, vom avea o situație exactă, bănuții care s-au pus deoparte pentru neplata indemnizației totale de consilier, îi folosim pentru rectificarea sau completarea sumei de bani care cere domnul primar pentru reabilitare. Trebuie să fiți de acord, oricum, care n-am fost prezenți, n-am primit bani. Banii se constituie într-un fond. Eu am ceva dispus de acum. Sigur. Deci este un amendament, domnul secretar, vă rog să mă notați, îl supun la vot, la proiectul numărul, la articolul numărul 1. Celălalt, am înțeles, proiectul de hotărâre are încă două articole. Dacă votăm separat sau cum doriți, votăriți. Poate intervine? Vă rog, doamne. Nu m-au supun, exact. Până la intervenția primarului de ce de lămurește un pic, eu n-am de ce. Rectificarea la care ne face referire punctul nostru de la ordine de zi se referă la 40.000 bani din fondul de rezervă sau de la alt capitolul nostru? Nu, no, din fondul de rezervă. Din fondul de rezervă? Ați 50.000 de lei aprobat la începutul anului prin proiectul. Am luat pe la capitolul de unde nu s-a cheltuit și atunci votați la capitolul de legea pe care vedea așa ceva. De ce să cheltuim mai mulți bani? Adică să, de ce să lăsăm să improvizeze? Da, și pare cât de cât drumulețul ăla, cât de cât, că urmează asfaltări. Și atunci, în pachetul ăla de lucrări, atunci, și așa, acolo trebuie să știi bani. Nu, pentru că sunt multe nevoi, zic așa, de băgat mâna în bani ușor. Nu știu exact suma care este. Dar trebuie... Am înțeles că de la domnul primar lucrările nu s-au finalizat, nu s-au făcut recepție. Deci nu știm. O rectificare acolo de drum, deci, pic, ca să poate accesa... Lucrările de care vor fi contractate. Au fost lucrări care ne depășesc nouă posibilitatea de a interveni cu utilaje din dotare. Majoritatea lucrărilor le vom face cu ceea ce avem noi, la dispus tractor și buldoi excavator. Da. Noi am cerut lucrul ăsta ca o cheltuială estimativă, că poate să fie 400, poate să fie 35, dar o să mă străduiesc să nu depășim nici într-un caz 400, pentru că
Noi mai avem sume de bani pentru întreținere și drum, de reparații drumuri. Știți foarte bine că când se construiește buget, sumele sunt repartizate pe 4 trimestre. Nu puteam să cheltui bani înainte de a intra într-un oarecare trimestru, unde sumele erau prevăzute. Să cheltui contractul de reparații și întreținere cu drumuri, într-o situație normală, rămâne în vigoare și merge înainte. Va fi cărat pământul, vor fi, eu știu ce Dumnezeu, lucrări vor mai fi care se impune. La 40.000 de lei am cerut ca supliment în condițiile în care ceea ce s-a întâmplat acum în sat depășesc toate posibilitățile bugetare să pot interveni. Dar noi ne vom strădui să ne încadrăm în ceea ce planificăm astăzi. Acei 10.000 pot rămâne la dispoziția Consiliului Local în capitolul rezervă în continuare, pentru că nu știm ce o să întâmple până la finalul anului, nu neapărat cu drumul. Pot fi folosite și în alte direcții. Și ca atare, am rugăminte ca să, ceea ce am propus să rămână și să dumneavoastră să decideți, ca ele să decurg și lucrările să aibă loc. La urmă, când vom încheia lucrările care vor avea loc pe partea de urgențe, azi va veni și comisia în teren și va stabili, o să vedem în fiecare drum în parte, în fiecare zonă unde sunt probleme, în baza raportului operativ pe care le-am transmis la momentul provocării, strigări, defecțiuni, deteriorări drumurilor, da? Așa cum se procedează. Să vedem ce consemnează și comisia. Există posibilitatea să primim și un sprijin financiar din, pe zona de calamități, care va reîntregi suma și vom repune banii acolo unde vor fi odată ce noi atribuim sume din bugetul local, dar trebuia să intervenim. Nu puteam să lăsăm așa să vină comisia. S-a intervenit utilajul dotare, dar pentru că sunt sectoare de drum care au aceleași priorități, trebuia simultan corect. Mai mult. Și atunci ați spus bine că apela la rândul de trebuie. Nu sunt mai estimativă, n-am văzut să știu cifra finală, dar noi ne vom încadra cu siguranță în ea, restul vom face mai ce putem cu anul ăsta. Oricum, dacă vă uitați pe drumul de albă sau pe alte categorii de drumuri unde oameni urmează să-și facă simțită prezența, pardon, nu pot interveni cu bulldog sau cu tractor. N-am cum. Sunt niște gropi de tins cu funzi acolo, dar nu am încercat să intervenim, dacă cu care mai fost în două sorbiri, am făcut și stânga de albă. Deci utilaj, se putea stabili și echilibra pe picioare, pe roți. E moale. Iar la ceea ce spunea și domnul consilier Moraru, eu îl contrazic, pentru că șanțurile în urma plurii deja au fost înfundate. Poate confirma cel domnul Panaite, din dosorbe, că nu s-a dus nimeni să ia pământ să-l pună în șanț. Ar fi făcut, da, ar fi muncit așa, ca să ne aflăm în treabă. V-am spus că era norului de așa dimensiune, încât orice fel de utilaj ar fi fost acolo, nu prea știam stânga și în dreapta, fără doar și poate. Duceți-vă și încărcați nămor într-o copă și vedeți ce se întâmplă. Înțelegeți? Deci nu facem nici în bătaie de joc și nici, dacă ați fost pe ulițele din sat și cred că ați fost mai cu toți prezenți aici pe acolo, v-ați dat seama din ce s-a întâmplat, cât de grav era, de exemplu, pe ulița la Sumărar. N-am putut interveni. Cu chiriții, da. Cât vorbiți dumneavoastră, eu doar să le arăt consilierul. Înțelegeți? Reprofilare. Nu e o reprofilare, e o chestiune, că era pământul foarte moale și am căutat așa fel încât ca cel care circulă acolo să circulă în condiții normale, dar să redresează lucrurile, vă dați și să mai trage așa. S-au nerfat de-a lungul timpului, numai șantul nu mai era pe acolo. Tot a venit apa din deal. Și fiecare an sunt aprobați bani pentru întreținere. Trebuie să întreține, dar nu s-au dus toți banii în două surori, în altă parte. Sunt 40 de kilometri din drumuri în toată comuna. Asta ar trebui să intervenim peste tot. Suntem 13 consilieri, cu siguranță și ceilalți domnii consilieri au identificat alte zone. Bănuiesc, eu atât am identificat, da. Circul mai repede, mai des pe drumul ăsta. Și vă asigur și asigur și pe oameni, s-au discutat cu oameni, oamenii sunt înțelegători, văd că se lucrează permanent, am căutat să fim prezenți acolo unde au fost nevoie și cred că să știți foarte bine lucrurile astea. Domnul consilier Popa. Încercăm să rezolvăm fără probleme. Domnul primar, dacă astăzi vine comisia, să profitați de ocazie și mai sumoasă acolo la curba care duce spre Parava, știți, de obicei, drumul ăla se înălește. De nu mai pot să circulăm. Trebuie noi să intervenim cu utilajele noastre până vine totul de țeamă. Comisia am atribuția și obligația să ne pe drumurile comunale. Și pe drumul de țeamă, dar o să atragem atenția că am mai făcut de pe drumul de țeamă și o rămas. Și poate cu ocazia asta se poate întâmpla o intervenție cu Consiliul Județean, un șans bine detonat cu scurgeri, ca să nu avem și acolo probleme. Că tot noi trebuie să intervenim până vine un cei de la drumul de județean. A fost mare de ocazie să se adună, aveam o problemă legată tot de un trafic al celor care transitează comuna.
trebuie. Să deplasăm peste tot, cum să procedăm eventual de timp. Că poate într-o minune bani disponibili pentru asemenea la Consiliul Județean și ar fi o lucrare care... Cum? Pot să spun un lucru, că drumul DG119D intră într-o modernizare prin program operațional regional pe POR, tot ce înseamnă Valea Seacă, intersecția cu Răhăciun, Oneștiu, intră într-o... Ar fi bine să le faceți... Orbea va fi montată în cadrul aceleași proiect și aveam plasată și o stație de încărcare electrică și am găsit de cuvință ca și zona permisivă, zona centrului de zi de Ghelese, că avem loc acolo și de parcare și de asta. Păi, cu ocazia asta, dacă le modernizare drum, mai avem de corectat șanțuri și Norbeni, mai avem podețele și toate șanțurile de Ghereseu și toată zona aia. Sunt mai multe lucruri care au fost luate în calcul sau creierul, s-au pus pe hârtie și ele vor fi luate în considerare. Și atenționați și acolo, vorba aia. Și cât de curând o să intre în lucru și drumul ăsta, inclusiv Rădoaia, Parava, Răcăciun, intersecția asta de drum, Gunești. Deci, doar să vă spun de sursă sigură. Dacă mai avem intervenții, supun la vot amendamentul propus de către mine privind modificarea articolului 1.2 în ceea ce privește aprobarea rectificării bugetului local și aprobarea sumei de 40.000 de lei în sensul suspendării solicitării de rectificare până la devizul general final. Asta nu înseamnă că nu doresc să se plătească, că trebuie plătit lucrarea. Dar să știm exact după ce se finalizează, cât este, ca să știm pe ce plătim. Este amendamentul meu, nu este o critică, care se pune la vot și vă solicit să votați în consecință cine este pentru, cine este împotrivă. Cu mențiunea că situații de urgență... Nu există mențiune, există de abținere sau împotrivă, nu consider. Să intervin de urgență pentru a gestiona căile de acces. Supun la vot proiectul inițial de hotărâre în forma care a fost prezentată. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Articolul numărul 2. Se aprobă aprobarea sumei de 40.000 de lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția autorităților locale pentru reparații drumurilor afectate de ploile din data de 30.08. Cine este pentru? Cu mențiunea vor fi atașat. Nu există mențiune. Este pentru, împotrivă sau abține. La dispoziția mai se arată la votare acolo, pentru că nu votăm ca la... Domnul consilier, ați avut cuvântul la discuție. Acum votăm. Suntem în procedură de vot. Cine este pentru, repede, scumpărătorul? Cine este împotrivă? Cine este pentru, că eu n-am înțeles. Articolul numărul 3. Se propune spre aprobare virarea de credite bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar 650401, gimnazial din trimestrul 4 în trimestrul 3, după cum urmează. Asta sub capitolul 650401, de la articolul 20.01.30, la articolul 20.01.03, suma de 30.000 de lei, la subcapitolul 650401, va de la articolul 200130, la articolul 200100, suma de 60. Școala se poate face achiziții de lemne, de nu știu ce mai, a transferat de 4-3 și se va permite de lemne. Supun la vot, cine este pentru, eu aici sunt de acord. Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc asupra proiectului din vizi. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției extindere de țea și raport gaze naturale de presiunea redusă în satul Cobeni, strada Răzeșul și în satul Scopa, strada Principală, strada Grândului și strada Biserica Albă, comuna Cobeni, județul Bacău, inițiator primar Colocostai, pentru care o solicit să ne prezinte... Cu acordul dumneavoastră, n-aș mai dat ce ține regulii materiale, până și l-ați analizat în comisie și știți despre ce e vorba, dar ca să răspund la o întrebare depusă, din toate cele 7 străzi, s-a spus dumneavoastră că sunt doar 4, în momentul în care dăm drumul la indicator. Pentru că Delgaz mi-a pus atenția că nu am voie și nu o să ne aprobe niciodată, ca să pot, în planul nostru de acțiune, avem și strada Unirii și strada pe scurt a școlii. Și aș trebui să o ia pe tronsoane, că atunci când se face branșamentul, trebuie să o facă într-o conductă existentă. Și în momentul în care facem strada principală, după care vin la pachet cu celelalte străzi, Unirii școlii, ca să știți ce explicam la oameni, mă refer aici la dumneavoastră, da? Unirii școlii și Bradului vor fi următorul pachet care vor comprimi după realizarea
segmentul meu de stradă principală ca să... Să nu lipsească, să meargă... Corect, corect. Step by step. Exact. Deci cifrele știți, dacă sunteți de acord să luați în ordine de zi, ca să putem demara procedura de achiziție pentru proiectul. Dacă aveți discuții, faceți ordine de zi? Proiectul numărul 4. Dacă nu sunt până la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, pentru. Proiectul numărul 5, de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Urbeni pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor ASECE, Compania Regională de Ape Bacău S.A. din 29.09.2023. Inițiator primar Popa Costache, domnul secretar, ne va prezenta în interior. Pe adresa 11.072 din 31 august 2023, SECE, Compania Regională de Apă Bacău, ne anunță intenția de a desfășura o adunare generală ordinară a acționarilor, în data de 2.10.2023, la ora 15, la sediul societății din Bacău, unde va fi analizat și dezbătut următorul proiect al ordinii de zi. Punctul 1. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare la 30.06.2023, semestrul 1 din anul 2023, conform prevederilor articolului 14 aliniatul 11.19 din actul constitutiv al CRAB și articolul 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 2. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor de prelungire a duratei mandatului pe o perioadă de 4 luni sau până la finalizarea procedurilor de numire a administratorilor declanșate de către autoritatea publică tutelară, adică așa cum s-a discus prin hotărârea ca numărul 1 din 29.2023 și desemnarea persoanei care va semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor. 3. Încărcerea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale a ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adunată. Așa cum sunteți obișnuiți cu hotărârile, proiectele hotărârii de tipul acesta, presupun prima etapă delegarea de semnare unei persoane ca reprezentant din partea OAT-ului, care ferește va participa la această adunare generală ordinară a acționarilor SIC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. Asta am mai spus. Mulțumim. Înainte să dau drumul la discuție, am rugat domnului consilier să fiu un pic mai atenți la completarea materialelor. Semnătorile pentru ședința cu comisie se fac în timpul ședințelor cu comisie. Mulțumesc. Dacă avem intervenția asupra proiectului în ordine de zi, vă rog. Odată cu delegarea finanțelor a domnului primar, care reprezintă aceste consilii de administrație. Știți cumva licitația pentru apă, canal? În evaluare, dar trebuie, teoretic, dacă nu sunt concentrate, până la sfârșitul lunii, trebuie, dacă decurge totul normal, să fie. De exemplu, așteptăm toată lumea cu interes. Sunt doi fragranți, suntem joc, nu știm detalii, nu are cum se bagi peste, peste ceea ce înseamnă analiza ofertelor în comisie. Așteptăm verdictul. Dacă la scurtă s-a întâmplat minunea în vrea de apă? Oricum vreau să vă spun la diverse, dar vă spun acum, sunt forat la 185 de metri, avem stratul de apă care ne permit și sperăm să fie și de calitate, să asigurăm necesarul de apă tuturor celor de acolo care au nevoie. Chiar mă sunat să fiu ședinț în gradul cu electrica, până pe 15 septembrie avem și 380 de apă. Săptămâna asta trebuie să vină, sau de acum la început săptămânii, cu un generator, toate lucrurile și tot ce e acolo. S-au făcut acel cabotaj care am mai comunicat celor care se pricep mai bine ca mine și am studiat problema, adică am studiat, am încercat să obțin și o părere, zic eu, de la un specialist, pe doamna Nicolaides, dacă o cunoașteți, un hidrolog din renume, o doamnă experimentată în domeniu, și după cum arată caratajul, ne-a încurajat. Chiar așa au fost expresat, până arată foarte bine. Există apă suficientă din câte spune carotajul electric pentru tot ceea ce vreți să faceți voi acolo. Sperăm până în luna octombrie-noiembrie să montăm și rezervorul și să vedem ce se mai întâmplă după acolo. Dar deocamdată trebuie să scoatem apă, să curățăm, să facem toate probele din care e nevoie, studiul hidrologic, ca să putem obține autorizații. Să lucrui bine. Mai sunt, eu zic, într-o săptămână, două, să termină și cu căminele, după ce vedem calitatea și cantitatea de apă care rezultă de acolo, vor fi montate panele în căminele stradale și
ușor, ușor. Adică acum aveți experiență, știți ce bani să le cereți, până. Nu strangulatoare de presă. Ne întâlnim cu toți experiența. Știu prin toate că n-am de unde spun asta din experiența ce se întâmplă zilnic în jurul nostru, dar e bine să consultăm specialiști și să dea cu părerea ca ei să fie cei care decid. Noi să le atragem atenție din experiența anilor pe care le atragem împreună pe aici, ceea ce întâmpinăm ca și nemulțumiri pe parcursul funcționării sistemului de alimentare cu apă, să nu mai regăsim acolo. La cele bani să monteze și manometri de presiune, intrare... Intră toate, trebuie montați, se montează mulți hidranți, sunt bani cu toate sistemele de protecție de care e nevoie, sunt foarte încăpătoare, spațioase, cred că le-ați văzut cu toții care ați mai trecut prin zona pe acolo, lucrurile duc într-o direcție bună, se pare. Deci se pare că realizarea puțului dă rezultate. Doamne, mulțumim de încurajări legat de proiectul ori de zi. Spun la vot, dacă nu avem discuții, cine este pentru? Dar nu s-au făcut probleme. Ce face majoritatea? Vă propuneți șeful important de reprezentare? Avem șansa așa, de genul mare ăsta. Știm, asta e regula. Care e punctul numărul 7, este... Se șansă. Da, șansă. Un proiect similar. Mai e un punct pe ordinea de zi care cam aceeași temare. Deci aceeași companie regională de apă Bacău solicită de asemenea încă o delegare pentru o ședință care va avea loc în aceea zi, de data aceasta o ședință extraordinară. Ordinii de zi, o citesc imediat, două deci e vorba de o ședință ordinară și o ședință extraordinară, singură diferență. Exact. Validarea, ratificarea actelor adiționale 91-110 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, așa cum rezultă din nota numărul 11.071 din 31 august 2023 a serviciului juridic, conform prevederilor articolului 2 special alineatul 2 litera I din actul constitutiv al societății. 2. Puternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Mulțumim. Cine este pentru? Aceeași propunere. Împotriva, abținere. La punctul numărul 7, diverse, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă avem discuții pe diverse, aveți probleme. Dacă nu sunt, zic că am mai discutat despre apă, despre ce am spus. Eu aș vrea să mă retrag, deja vorbesc că am atâmpit două ori pentru ce să mai scot din viile aia ceva și să mergem să montăm, iau și directorul școlii și cu domnul viceprimar, să vedem cum amplasăm fostele septice acolo. Dacă primi dispozitele la Comisia Județeană, o citiți și foarte aproape. Poate notificat. Ai convingerea că vreau să merg peste tot, că n-am ce pierd. Asta e special la cuvânt pentru... O dată ce dar în acea pădut diverse. Poate notează acolo. Chiar dacă se grăbește de un primar, nu e o problemă, eu o fac în mod oficial și cu siguranță vă la cunoștință. Vă rog, dacă aveți dumneavoastră. Eu am o solicitare oficială la care îți solicit răspuns în scris și verbal, dacă mai asistați, o clarificare a situației în concret, de la începutul anului până astăzi, a prezenței consilierilor la ședință cu comisii și a ședințelor Consiliul Local și a situației financiare legată de plata indemnizațiilor pentru consilierii care au fost absenți la ședințele de comisie sau ședințele și care este suma adunată de până acum, de la începutul anului, până la acest moment, deci efectiv banii care nu s-au plătit indemnizațiilor. Să știm dacă avem un fond adunat, ce avem de făcut cu acești bani. Până la ședința următoare, probabil aveți... Eu cred că putem răspunde, dacă nu greșesc, cu toții că suntem aici. Câți dintre voi ați greșit și cât ați... Cine a primit indemnizația incompletă dintre toți cei prezenți?
Deci îți ajung de vreo 2-300 de lei, să nu mai rețineți, dar deci o luați acum 190 sau 190. Sunt singurul care m-a ați fost prezenți cu toții și ați... Deci indemnizația completă, din câte știu eu. Ați primit indemnizația confirmat. Ați primit indemnizația completă, da. Data viitoare am să aduc o situație completă asupra voturilor care s-au exprimat pe ședinții și o să vedeți că nu aveți prezență toată lumea, așa să încasați doar indemnizația completă. Eu nu am vrut să ajung aici, dar au fost absenți. Ședințele cu comisii nu se fac cum trebuie, decât în ultima 2-3 luni, da? Care vin, care nu vin, da, banii se încasează. Și nu-i corect. Nu veniți, nu luați bani. Mie așa mi s-a făcut, așa mi se pare și nu. N-am venit, nu că n-am venit, eu n-am fost pontat, dar nu că n-am fost prezent și mi s-au luat bani. Dar o parte dintre dumneavoastră, vă rog să mă scuzați, dar nu vă prezentați. Și de ce să luați bani? Puneți de o parte și hai să rectificăm un drum, o uliță. Punem în buzunare și bine așa. O spun în mod oficial și vă garantez că sunt din proiect de hotărâri voturi, nu 13, 11. 10, 12, s-au rămas prezenți. Nu m-a lăsat să fac pe asta, pe Consiliul Local. Nu mai zic cel de comis. Dar știm cu toții că se semnează și atât. Vă mulțumesc, dacă nu mai avem intervenții, o declar ședința închisă.